ce mi-am luat de la spital. Domnilor, domnilor, bună ziua! Iată-ne la o nouă ediție a emisiunii electorale Romașcanii Votează. Sunt Cristian Foil din platoul Roman 24. Alături de mine invitați reprezentanții Alianței pentru Roman 2020, respectiv pentru dezvoltarea neamțului 2020, domnul președinte Ionel Arsene. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, vă spun dumneavoastră și romașcanilor care ne privesc. Și domnul profesor Viorel, bine știți, candidat la funcția de primar al municipiului Roman. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe telespectatorii noastre. Ultima zi de campanie. Ultima zi de campanie. Cum arată la nivel de județ? Cum se vede? Ca și concluzii. Din fericire, și o spun din fericire, lucrurile arată bine pentru candidații Partidului Social Democrat și pentru candidații alianțelor în care noi candidăm. Și mă bucură faptul că am avut o campanie curată. N-am avut o campanie agresivă, nici o campanie pe negativ, pentru că eu am spus așa, noi trebuie să mergem în fața nemțenilor, cu toții, fiecare în comuna lui, în orașul lui, în municipiul lui, și să spunem oamenilor, unu, dacă am făcut administrație până acum, ce am făcut în cei 4 ani, dacă nu, ce vrem să facem în următorii 4 ani. Din punctul meu de vedere, campania negativă este o campanie care pierde votul și n-aduce, niciodată n-aduce, pentru că știți că este o vorbă, ce energii dai, în alea se întorc. Da. Iar eu am încercat în toată perioada asta de campanie, deși sincer să fiu, eu n-am făcut campanie și m-ați văzut că n-am făcut adunări electorale deloc, pentru că campania mea a început, sincer, în urmă cu 4 ani. În momentul când am fost ales președinte de Consiliul Județean, de a doua zi eu m-am apucat de treabă și ceea ce am făcut zilnic, săptămânal, lunar și în toți anii ăștia a fost să fiu în șantierele județului, să construiesc, să aduc bunăstare și să fac viața mai bună locuitorilor în fiecare zonă, și asta eu consider că a fost o campanie timp de 4 ani. De aia, în această campanie n-am vrut să fac deloc întâlniri electorale, pentru că am vrut să continui ceea ce am făcut în cei 4 ani. Să dezvolt infrastructura județului Neamț, să fiu în toate comunele, dar acolo unde avem șantiere, pentru că am foarte multe șantiere în județul Neamț, și să fac ceea ce așteaptă de fapt oamenii de la noi. Oamenii s-au săturat de discuții fără formă și fără fond. Da? Dom'le, dacă eu am făcut administrație timp de 4 ani de zile, aia trebuie să fie campania. Pentru candidații care n-au făcut administrație, sigur că au trebuit să-și facă campanie, trebuie să meargă, să vorbească cu oamenii, să le explice ce vor să facă, și așa e corect. Dar pentru cei care au făcut administrație, părerea mea este că așa trebuie să arate o campanie. La Roman la fel? Da. Sunteți în poziția cealaltă. Vorbesc aici despre campania pe care am făcut-o noi, alianța noastră la Roman, alianța pentru Roman, pentru Roman 2020. A fost, din punctul nostru de vedere, o campanie în care noi am arătat ceea ce avem de gând să facem, și mă gândeam acum la ceea ce a spus domnul președinte Arsene. Domnul președinte și stimați telespectatori, modelul de activitate, de lider, de conducător al unei instituții pe care ne-l oferă domnul Arsene este un model pe care eu îl doresc să-l urmez. Noi vom începe, domnule președinte și stimați telespectatori, vom începe această viitoare noastră campanie de a doua zi după ce vom fi la primărie, pentru că vom fi tot timpul în mijlocul oamenilor, în mijlocul romașcanilor, identificând nevoile și problemele pe care le au și să găsim soluții astfel încât oamenii să fie mulțumiți, să vadă deosebirea dintre cele două administrații, cea trecută și cea, vorbind la prezentul istoric, cea de atunci, și astfel încât lumea să fie mulțumită pentru alegerea pe care eu știu că romașcanii noștri o vor face, adică Viorel Stan, primar la primăria municipiului Roman. Mă gândeam și ascultam cu atenție, știu foarte bine că ați conlucrat
cu domnul Micu în perioada în care a fost primar, perioada scurtă pe care a fost primar, și sunt absolut convins, adică nu sunt absolut convins, știu că vom conlucra foarte, foarte bine și asta în beneficiul locuitorilor municipiului Roman, respectiv în beneficiul concesionarului nostru de județul Neamț. I-am întrebat pe contracandidații dumneavoastră, atât la funcția de primar, cât și la cea de președinte a Consiliului, pe contracandidatul dumneavoastră la funcția de președinte a Consiliului Județean, aceeași întrebare vreau să vă adresez și dumneavoastră amândurora. Campania electorală nu durează un milion de ani, ea se încheie. Campania electorală este într-adevăr o bătălie pe idei, pe proiecte, pe viziune și așa mai departe. Dar ea se încheie și după dumneavoastră vă veți întâlni cu contracandidații și în Consiliul Local. Depinde acum de poziție. Eu vin cu rugăminte. Vă rog. Recunoașteți în fața telespectatorilor că nu v-am spus să puneți această întrebare. Am întrebat pentru că este o întrebare la care vreau să răspund. Vă rog. Eu, Viorel Stan, și tot staff-ul meu de campanie, staff și echipă de campanie, acei oameni mulți pe care ați văzut pe stradă, cu care lucrăm, cu care ne facem, ne-a făcut întreaga activitate și cu care vom conlucra, noi toți ne vom uita în ochii contracandidaților noștri. Fără nicio problemă. Nu avem o stare de conștiință, pentru că, așa cum v-am spus, campania noastră s-a bazat pe construcție, a fost o campanie elegantă, frumoasă, cinstită și corectă din toate punctele de vedere. Sunt foarte curios însă, e o curiozitate personală, dacă și o parte din contracandidați ar vor avea puterea să se uite în ochii mei. Atât. Pentru Consiliul Județean e puțin mai, poate mai dificil, pentru că au fost mai niște contre, mai spre ordin personal. Nu. Eu sunt om politic. Sunt om de administrație, în același timp sunt șeful politic al Partidului Social Democrat, fac politică de atâta timp și înțeleg și jocul politic. Din fericire pentru mine și din nefericire pentru ei, abordarea campaniei pe care au avut-o liberali în special și contracandidații mei politici a fost extrem de păguboasă pentru ei. Să n-ai decât discurs din care să reiasă ură, dezbinare și atac la persoană. Orice contracandidat al meu de la liberal, nu orice contracandidat, orice lider liberal, din 10 cuvinte de 5 ori pronunța numele Arsene, 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 Arsene. Au venit Ludovic Orba, miniștri, Cosman Ciuc, toată lumea Arsene, 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 Arsene. Ăsta a fost programul lor electoral. Arsene. Eu am venit și am spus oamenilor corect ce vreau să fac, ce am făcut și ce am făcut se vede, da? Și ce vreau să fac în continuare. Modul de abordare a campaniei Partidului Național Liberal în special, că la celelalte partide, sincer, nici nu m-am uitat, a fost extrem de păgubos pentru ei. Însă, răsplata a ceea ce ei au făcut în campania asta și o vor lua pe 27 și n-am niciun dubiu că nemțenii au cântărit extrem, extrem de bine oferta electorală. Dom'le, pe cine să pun ștampila? Punem pe un om care a demonstrat că a făcut niște lucruri, sau punem un om care vine și arată doar despre la domne, că-i baron, că vă dați seama câtă lipsă de inspirație să-ți duci toată campania pe baronul Arsene. Chiar eu provin dintr-o familie de oameni simpli, de la țară, de la Grumăzești, unde întotdeauna, dar întotdeauna, dacă cămașa a fost un pic roasă la gât, întotdeauna a fost curată. Oamenii mei, părinții mei sunt niște oameni cinstiți, bunicul meu a fost un om extraordinar, am fost creștinat în Sfânta Biserică din Grumăzești și când am plecat de acasă la liceu la 14 ani, tata mi-a spus așa: întotdeauna în viața ta să nu faci rău oamenilor și să te ții de cuvânt. Și asta am încercat să fac toată viața mea și din momentul când am făcut politică. Ori sigur că m-a deranjat și pe mine, dar mai mult părinții, frații, cunoștințele, domnule, te fac ăștia în toate felurile și baron. N-am cum să fiu baron, că sunt un copil dintr-o familie de țărani. Da? Da. N-am cum să fiu baron.
Doi, că domne, că are dosare penale, că nu știu ce. Am niște făcături de dosare, dar niciodată niciun procuror, niciun o persoană din statul român nu m-a acuzat că am furat un leu din banul public. Ceea ce, domnule, eu am adus și am investit în județul Neamț miliarde de lei, da? Mult mai mulți bani decât au adus toți ceilalți președinți în 30 de ani. Unde-s? Sunt în infrastructură, sunt peste tot. Să ai atâtea proiecte, peste 150 de proiecte implementate, am semnat ordine de plată de zeci și sute de milioane, da? Și să nu mă acuze nimeni niciodată că am furat un leu din banul public. Restul, spovești, că-s baron, că am dosar, că nu știu ce. Sincer, mă avantajează abordarea campaniei. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, pe 28, probabil nu pe 28, imediat ce constituim următorul Consiliu Județean, îi voi invita la aceeași masă pe toți consilierii județeni, indiferent de culoarea politică. Pentru că în momentul când eu, din 28, voi fi din nou președinte de Consiliu Județean, știți ce înseamnă asta? Înseamnă muncă. Muncă, ceea ce am făcut și 4 ani. Muncă de dimineață până seara și nopți și trudă și alergătură. Pentru că altfel n-ai cum să faci. Nu vin așa proiecte, bani, nu vin stând. Din 28 voi fi iar pus la muncă. Eu mi-am dorit, eu am venit în fața nemțenilor și am cerut votul, voi fi iar pus la muncă. Păi eu îi voi aduna pe toți la masă, toți consilierii, indiferent de culoarea politică, și voi spune, domnilor, ăsta e programul electoral cu care m-am prezentat în fața nemțenilor. Dacă eu sunt astăzi președinte, înseamnă că nemțenii au avut încredere în programul meu electoral. Haideți să vedem cum îl îmbunătățim. Cu ce ați venit voi în campanie? Cu siguranță nu sunt nici cel mai deștept, nici cel mai bun. Probabil aici pot să intre și ideile ale voastre. Haideți să completăm tot programul. Dar în momentul când ne-am ridicat de la masa asta și am completat programul administrativ pentru următorii 4 ani de zile, aș vrea ca toți să muncim. Pentru că eu mi-au 2 saci în spinare pentru următorii 4 ani. Aș fi nebun să nu-mi doresc să iau pe toți să mă ajute să car sacii ăștia. Corect, absolut. Dar niciodată n-am să accept pe nimeni care văd că vrea să bage cuțitul în sacul cu făină să-l părăduim. Asta nu. Asta nu. Pentru că făina aia e a nemțenilor. E a nemțenilor și noi trebuie să avem grijă de fiecare leu public pe care îl cheltuim în județul Neamț, iar banul ăla trebuie să se regăsească în infrastructură, în sistemul de sănătate, în sistemul de protecție socială, în tot ce poate să ridice calitatea vieții în județul Neamț. Și eu asta am să fac în următorii 4 ani de zile, asta am făcut și în acești 4 ani de zile, și asta va face și Viorel San. Și dacă vorbim de calitatea vieții, în perioada asta, având multe șantiere în jurul Romanului, întotdeauna mi-am luat o oră să vin să discutăm. Și am stat și am povestit discuție pe care am făcut-o inclusiv cu Răzvan Cuc la Piatra Neamț. Pentru că am găsit soluții și asta înseamnă parteneriat. Consiliul Județean, Municipiul Piatra Neamț, Municipiul Roman, orașul Târgu Neamț, și am găsit soluții să scădem prețul la metru cub de apă. Pentru că avem în județul Neamț unul din cele mai scumpe prețul la apă, da? Nu datorată nouă. Eu am găsit, când am venit, compania județeană Apa Serv era în colaps, era aproape în faliment. Am reușit cu mari eforturi în 4 ani să o stabilizez. De ce era aproape în faliment? Din cauza administrației pedeliste și liberale dinainte, care au căpușat compania asta toată cu fel de fel de firme. Păi au câștigat, senatorul Țapu de la Roman a câștigat licitație de pe locul 9. Așa ceva nu s-a existat în țara asta. Au furat de-au rupt compania aia. Și compania fiind în colaps, cu datorii, cu tot, trebuia să aibă venituri undeva. Și din motivul ăla a fost prețul un pic mai mult. Acum, având parteneri și la Piatra Neamță, și la Roman, oameni cu care pot să mă așez la masă să discutăm, vom face o strategie prin care
imediat în perioada următoare vreau să scădem prețul la apă, pentru că facturile sunt foarte mari, pierderile sunt foarte mari, pentru că rețeaua de apă canală în Roman este toată găurită, pentru că s-au făcut investițiile foarte prost înainte. În loc să începem să înlocuim sistemul de apă canal din Roman, ne-am dus pe extinderea Iurea, unde nu se conectează nimeni. Da? Ăsta este unul din scopurile prin care spuneam că vrem să creștem calitatea vieții oamenilor. Pentru că eu, dacă reușesc să-i scad factura la apă, canal, la utilități, da, la om, poate că reușim și la gunoiul menajer, atunci îi rămân banii omului în buzunar cu care să își crească calitatea vieții, da? Întreruperile care erau datorate companiei județene Apasiev din cauza faptului că erau avarii pe rețea, alea trebuie rezolvate imediat. Cum? Stând la masă și găsând soluții. Nu aruncând mingea ping-pong de la unii la alții. Atunci când au fost probleme cu apa în municipiul Roman, tot am așteptat rezolvare de la directorul de la companie, care, ce să vezi, avea rezolvare, dar nu voia să o facă. De ce? Că îi spusese lui Leureanu, domnule, ține închisă apa în Roman ca să-l înjure lumea pe Arsene. Da, dar locuitorii la Roman, trebuie să știe lucrul acesta. Păi, am spus-o și atunci și o spun și acum. Exact. Păi cum, când am venit eu la Roman, în două zile am reușit să deschidem apa, să găsim soluții. A fost o chestie de... Domnule, cum se cheamă? O vană de aici. Cam cât cinism politic să ai să-ți ții oamenii fără apă doar dintr-un calcul politic, ca cei oameni îl înjură pe șeful județului. Eu cu așa ceva nu pot să fiu de acord și eu nu pot să gândesc chestiunea asta. De-aia vă spun, domnule, având un parteneriat între Consiliul Județean, președintele Consiliului Județean și primarul municipiului Roman, putem să facem lucruri serioase aici la Roman. Putem să scădem facturile la utilități, putem să facem investiții de care Roman nu are nevoie, putem să facem ca oamenii să ne vadă ca oameni de administrație și nu ca oameni politici, că e foarte important. Așa este. E așa foarte este. Important. Oamenii se uită la noi ca la oameni de administrație și nu la oameni politici. Eu în ultimii 3 ani de zile am avut o relație cu primarul, fostul primar al municipiului Roman, Lucian Micu, o relație corectă. Pentru că omul ăsta a înțeles că romașcanii i-au dat votul să facă administrație și nu politică. Și atunci a ieșit puțin de sub tutela, să spun așa, și energia negativă a lui Leureanu, care îi spunea, nu te du la Consiliul Județean, că noi suntem PNL și nu știu ce. Și omul a venit, am discutat, am pus pe hârtie și am făcut lucruri. Și casa Celibidache, și șoseaua Mihai Viteazu, și bani la spital. Și, uitați, am fost în cursul dimineții de ieri la Spitalul Municipal din Roman, pentru că, și vă spun de ce, am primit foarte multe mesaje de la oameni, domnule, nu se mai poate, deci îi jale. Și m-am dus să văd cum au cheltuit banii pe care Consiliul Județean Neamții a dat în ultimii ani la Roman și guvernul PSD. Am fost extrem, extrem de dezamăgit. Noi, Consiliul Județean, am dat 1.800.000 la Spitalul Județean. Guvernul PSD a dat 3.400.000 și acum sunt bani necheltuiți în loc să se facă lucrări. Pentru ce i-am dat? Da? Am dat să facă reparații la subsol, să înlocuiască țevile, să înlocuiască tot. S-a atras atenția asupra unor... Și astăzi stau cu banii și nu fac treaba asta. Mai mult de atât, guvernul PSD a dat 3.444.000 de lei. Am venit cu ministrul sănătății aici, în spital, și toți banii, un leu nu s-a tăiat din ce a cerut. Toți banii care i-am dat pentru computer tomograf, pentru mamograf, pentru toate. Dom'le, și astăzi, cu un computer tomograf adus de anul trecut, zace în cutii, nici astăzi nu este dat drumul, în condițiile în care spitalul municipal plătește peste 50.000 de lei lunar la o firmă privată să facă... Și ne-ați întrebat de ce nu e funcțional? Am întrebat, adică... și domnule, că stai, că să vezi, că a trebuit să schimbăm nu știu ce locații, că nu vine cenecanul, că nu știu ce. Nu există așa ceva. Când vrei să faci lucruri pentru oameni, nu te împiedică nimic. Eu întotdeauna
ce drept am și venit cu un avânt așa să fac, să fac treabă. Că așa m-a învățat pe mine tata de acasă, ne scula la 6 să mergem cu bunicul la cosiș și zicea, bă, dacă te scol dimineață să cosești cât e rouă, să te duci, ai pierdut ziua. Și așa am fost eu învățat că, bă, trebuie să muncim, da? Dom'le, când îmi spuneau unii din colegii mei, când spuneam, dom'le, trebuie să facem proiecte, alea, alea, când am luat în discuție să reabilităm axialul, 90% din cei din consiliu mi-au spus, nu se poate. Păi de ce? Păi, domnule, nu se poate, că au încercat toți președinții de 30 de ani, că acolo sali în Natura 2000, ai protejate cu Rom Silva, că nu poți. Și domnule, eu nu cred că au aud bine. Cum adică nu se poate? Reabilităm și modernizăm axialul, pentru că stațiunea Durău trebuie să renască. Muntele nostru, Sfânt Ceahlău, trebuie... Să fie un pol de atracție, de dezvoltare turistică și economică. Și astăzi avem axialul, da? Pentru că ieri am inaugurat axialul, astăzi avem axialul pe care l-am redat nemțenilor și se pot bucura de o investiție cum trebuie. De asta spun că lucrurile se pot, nu există, nu se poate. Dar trebuie spus apropo de axial că, vă rog, deci de la Bicaz până la Durău se merge în regim extraordinar. Da. Eu am fost pe acel drum în campania aceasta electorală, în timpul când răspundeam de zona colegiului 8 și într-adevăr eu vă spun, am fost acolo, este extraordinar. De la Bicaz până la Durău, șosea modernă. Axialul, că tot revenim pe axial. Avea termen de execuție 2 ani și ceva, 2 ani 6 luni, aproape 3 ani. L-am terminat în 7 luni. Știți de ce? Am luat toți banii, majoritatea, foarte mulți bani și am dus pe axial, pentru că în momentul când eu am văzut că guvernul liberal a blocat investiția de pe DN15 Bicaz până largului, mi-am dat seama că oamenii ăia, ca să vină la Piatra Neamț, trebuie să meargă pe la Târgu Neamț, da, să înconjoare 100 de kilometri. Și mi-am dat seama că singura variantă scurtă prin care oamenii pot să ajungă în Piatra Neamț este prin Durău și axial. Și atunci am băgat bani acolo mulți, am pus firma și am spus, domnule, nu știu cum faci, zi și noapte lucrezi, pentru că am un sfert din județul Neamț izolat acolo din cauza liberalilor. Pentru că acești oameni au venit și au blocat investiția de pe DN15 timp de 8 luni de zile. După care a venit săptămâna trecută Orban cu mare fast și să se laude că deblochează investiția. Păi, domnule, stai un pic, că dumneata ai blocat-o. Ai blocat-o, sigur. Guvernul PSD mi-a dat bani și am reușit să fac 86% din investiție, da? Mai aveai 14%. N-ai reușit într-un an de zile să faci 14%, vii după 9 luni de zile și te lauzi că tu deblochezi lucrarea. Exact ca să vă dau un exemplu, dumneata spargi un geam, da? Da. Dumneata iei o piatră și îl spargi, după care vii și când îl înlocuiești, spui, domnule, vedeți ce vă fac eu aici, ce lucru bun, vă înlocuiesc geamul. Păi stai, domnule, că tu l-ai spart. E de ușor de înțeles. De aceea nici n-am mirat reacția oamenilor din Valea Muntelui la vizita Orban. L-au huiduit și, deci, sincer, politic mi-a făcut foarte bine, îl mai aștept pe Ludovic Orban în județul Neamț, cu drag. Trebuie spus, domnul președinte Arsene și stimați spectatori, că în momentul în care vom prelua primăria Roman, noi vom face același lucru, adică vom munci zi și noapte, astfel încât cetățenii municipiului Roman să fie mulțumiți. Și revenind la problema spitalului, trebuie lămurit foarte clară problema. Deci, computerul tomograf a fost adus, a stat un an pe ascuns undeva prin magazii și a fost un refuz real al actualei conduceri ale spitalului de a-l pune în funcțiune. Dacă vrea să-l fac, să-l spună în funcțiune, putea să-l pună. Domnul primar Viorel Stan, și aici mă adresez ca și cum ați fi primarul Romanului din 28 și eu cred că veți fi. Doamne ajută. Obligația dumneavoastră, începând cu 28, este să faceți ordine în spitalul municipal, să înlocuiți managementul, să puneți un manager serios, un om serios și dați termen. Dacă într-o lună de zile acel computer nu pleacă din cutiile alea și nu găsim oameni că stau să fie, să beneficieze de el, plece acasă. Absolut. Adică trebuie spus să facem diferența între managementul de top al spitalului, că nu e de top din păcate, e doar de vârf, se vrea de vârf, dar și
cadre medicale din spital, aveți doctor și foarte bun, doctor exact, și foarte bun. Care sunt niște oameni deosebiți, cei care oameni buni, nu da, Romașcan, sunt cei care ne fac pe noi bine când ne ducem că avem probleme în spital. De ce? Revin și insist asupra acestei probleme. Avem probleme la nivel de management și nu, care management, așa cum bine știți, s-a implicat și urât și politic în această campanie și nu aveau voie să o facă pe față, în sensul de revenim, și cadrele medicale de pregătire superioară și medie din spital, care sunt niște oameni efectiv, oameni valoroși. Da. Și au toată stima și tot respectul nostru, nu al meu, Viorel Stan, a tuturor romașcanilor. Dovadă că noi ne adresăm și la servicii medicale pe care le oferă acest spital. Este al nostru. Păcate, conducerea... Toate acestea pe care le-ați expus până acum, le-ați discutat în campanie cu oamenii, înțeleg. Înțeles, fără discuții. Fără discuții. Dumneavoastră mai puțin că ați zis că nu faceți întâlniri, n-ați făcut întâlniri de astea. Eu am făcut campanie timp de 4 ani, dar cei care n-au făcut administrație, și aici mă refer la domnul Viorel Stan, pentru că el este un politic deputat în Parlamentul României, obligația lui a fost ca în această campanie să strângă cât mai multe mâini și să vorbească cu oamenii, pentru exact, că problemele unde le găsești? La poarta omului, acolo în bătătură, nu altfel, că n-ai de unde să știi tu că omul ăla are problema aia, că acolo nu îi spartă țeava, că nu-i trotuar, că alea trebuie să le vezi acolo. Domnule, cum reacționează oamenii? Cum au reacționat? Exact asta vreau să spun. Domnule președinte și stimați telespectatori și fostul meu elev. Și fostul meu elev. Ceea ce trebuie punctat foarte clar, eu sunt un om al cetății, sunt om, un romașcan, un om absolut obișnuit și stau de vorbă cu concetățenii mei care sunt absolut egali cu mine atunci când mă duc la în piață să-mi cumpăr zazavaturile pentru ciorbă, atunci când mă duc să stau la rând la Kaufland sau la alt magazin în orașul Roman, deci sunt parte a cetății și stau de vorbă cu oamenii și n-am nevoie de un translator, un traducător sau cineva care să-mi faciliteze această întâlnire. Plus, în campania aceasta electorală am fost în toate zonele orașului, am făcut și chiar este adevărat ce vă spun, în jur de 6-7 km pe zi, pe jos, stând de vorbă cu oamenii în toate cartierele orașului. Singura care a mai rămas și o să o fac azi după amiază este strada mea, Vasile Lupu, la vecinii mei cu care să stau de vorbă ca între vecini, să discutăm ca între vecini. În rest, am făcut tot orașul și știu exact problemele care, mai mult, am oferit tuturor o carte de vizită pe care este numărul de telefon al meu cel real, nu un nume de campanie sau un număr de campanie sau un număr... Purtătorul de cuvânt sau... Exact, nu, al meu personal. Și ca dovadă că am interacționat și am... a existat și un feedback, adică oamenii m-au sunat, parte doar ca să vă verifice dacă este chiar numărul meu, da? Parte ca să-mi ridice noi și noi probleme pe care nu le avea atunci ca să mi le expună în mod direct. Și chiar așa, azi dimineață, spre exemplu, am avut 2-3 telefoane rugându-mă să revin în anumite zone oraș sau în momentul în care voi fi primar să vin acolo să chiar să pornim treaba. Chiar să pornim treaba, pentru că așa cum am spus, noi vom face campanie, de fapt, campania va fi modul nostru de viață. Vom lucra, vom începe lucrul de a doua zi, din momentul în care voi fi numit primar al municipiului Roman. Ales. Voi fi ales, mă refer la numirea cea oficială în sensul de... Da. Voi fi ales primar al municipiului Roman, pentru că noi suntem absolut convinși că va fi așa, și împreună cu Lucian Micu, în calitatea lui de city manager, vom continua lucrările care trebuie continuate, pentru că sunt lucrări, și asta știți, să terminăm în zona Nicolae Bălcescu, avem terminat acolo aranjamentul pentru a turna asfalt, am povestit ce s-a întâmplat în zona Lipoveni când, după plecarea domnului Micu, s-au luat utilaje de acolo în funcție care exista un termen pentru terminarea acelei lucrări. Voi fi prezent în toate zonele orașului, mă voi mișca printre oameni, pentru că oamenii romașcani m-au ales, mă vor alege ca primar pentru a fi în sprijinul dorințelor, împlinirii dorințelor, doleanțelor pe care aceștia le au. Voi fi un primar activ, pentru că niciodată nu mi-a plăcut să stau degeaba, totdeauna m-am implicat în activitățile în care am fost parte și nu vreau să se spună, măi, am ales ceva și uite, stă și vine cineva de la București și dă sarcini și el face după. Nu, vom avea o conclare activă cu Consiliul Județean, cu domnul președinte Arsene, fostul, prezentul și sigur viitorul președinte al Consiliului Județean, și
astfel încât, stimați romașcani, eu, Viorel Stan, sunt absolut convins că peste 4 ani de zile, când voi veni din nou în fața dumneavoastră, voi spune exact ca și domnul președinte Arsene. Campania mea, când mă veți întreba cum e campania mea electorală, a constat în activitatea directă în. Vă rezolva problema apă, cu apa, fără discuție, că este una din marele, mare dulianțe ale romașcanilor. Da. Și e o problemă. Suntem în 2020, oameni buni, și încă mai avem principiul acela să am avut până la intervenția noastră să păstrăm apă în cadă. Așa e. Deci, am auzit de mai multe ori povestea asta cu păstratul. Măi, îmi păstrez mereu două, trei găleți, că nu se știe nici exact. Și, doamne fer, că primim exact. Fiecare și vorbim, lăsăm deoparte COVID. Și asta pentru ce, domnule? Pentru ce? Pentru cinismul unui om politic care vrea să câștige puncte electorale pe ce? Pe seama romașcanilor? Să-i ții fără apă? Asta mi se pare una din cele mai mari greșeli pe care a făcut-o Leureanu în roman. Nu-i contest calitatea lui de om politic sau de administrație, pentru că, mă rog, de-a lungul timpului a fost și primar și a făcut niște lucruri, însă în momentul când pui interesul tău politic mai presus de interesul oamenilor, atunci sigur, fără nicio discuție, atunci sigur pierzi. Și pierzi și respectul pe care l-ai obținut muncind înainte. Exact. Așa e. Pierzi pentru că oamenii spun, bă, până aici, până la banii mei din buzunar, da? Și până la confortul meu. Pentru că astea sunt chestiuni pe care nu trebuie să le negocieze niciun om politic. Și dovadă că așa este și aici, nu suntem să facem o propagandă, este că în două zile a rezolvat problema. Deci întrebarea care se pune este următoarea. Deci se putea. Sigur că se putea. Păi eu l-am întrebat pe directorul companiei APASERV de aici, regional de la Roman. Dom'le, dacă ai varianta asta, de ce n-ai făcut-o? Păi... Despre asta vorbim. Nu știu ce. Despre asta vorbim. Apropo de lucruri construite și făcute pentru oameni, că pentru oameni candidați, nu candidați sigur. Pentru... Nici nu știu cât câștigă. Sincer vă spun, pentru habar nu câștigă un președinte. Pentru oameni, niciodată... Haideți să vă spun ceva. Eu vin din mediul privat. Da? Și fără să fiu modest, înainte să intru în politică, aveam două mașini foarte bune, da? Aveam proprietăți. Astăzi nu mai am nicio mașină, da? Locuiesc în același apartament de 25 de ani, la etajul 2, pe strada Ștefan cel Mare, în Târgu Neamț. Nu am vile, nu am... Și nu mă plâng. Încă o dată, adică să fiu om politic sau să candidez pentru președinția Consiliului Județean. Sincer, eu fac asta pentru că, nu știu, așa-s construit și pentru că îmi doresc să las ceva în urma mea. Atunci când plec din politică, din administrație, care de fapt e cea mai mare satisfacție și vă spun sincer? Și am văzut-o și în campania asta. Am mers în foarte multe locuri. Că sunt investiții, sunt... Cea mai mare satisfacție a mea, mai mult decât investițiile care se fac, e că pot să stau cu fruntea sus și cu spatele drept în fața oricărui om din județul ăsta și să spun că am făcut ceea ce am promis oamenilor, că am muncit zi și noapte pentru asta și că în spatele meu să văd niște lucruri. Credeți-mă, nu există răsplată mai mare decât să vezi omul mulțumit că vine și îți mulțumește și spune, domnul președinte, nu credeam că mai apuc să trăiesc să văd asfalt la poartă, că mi-a luat colbul din bătătură, că avem apă, că avem canal, că asta e cea mai mare răsplată. Sigur. Restul-s povești. Sigur. Banii, funcții, sunt povești, credeți-mă, sunt trecătoare, pentru că cei cu adevărat important în viața asta, unul, este familia, și doi, ce lași în urma ta. Corect. Iar dacă ai ocupat o funcție de demnitate publică, dom'le, când ai ieșit din ea, spatele trebuie să fie drept și fruntea sus. Să nu-ți fie nicio secundă rușine să te uiți în ochii oamenilor. Iar eu cu asta vreau să ies din politică când o să ies, cu spatele drept și cu fruntea sus. Revenind la esența întrebării, că voiam să vă întreb o chestiuță sau de lucrurile făcute pentru oameni, da? Și anume, dacă putem să vorbim despre spitalul de la Lețcani, am fost, absolut. Am filmat, am fost cu dumneavoastră. Ați fost și acolo. Dumneavoastră, da. Și ați vrea, chiar vă rog să
să vă spuneți dumneavoastră părerea, pentru că eu pot să fiu, pot să fiu subiectiv. Da. Nu, este părerea unui om, lăsând la o parte jurnalistul din... Am fost, l-am văzut, am filmat înăuntru. Deci există. Da, și funcționează, e funcționabil, da? Asta da, e ideea. Am fost în toate saloanele. Ideea este că am văzut, eu urmăresc mult ce se vorbește în mediul online. Și în mediul online, după cum bine știți, fiecare are voie să spună ce dorește, pentru că e mediul online. Da. Mie mi se pare ciudat ca cineva să încerce să mă păcălească pe mine, care am văzut cu ochii. Și când aud că nici măcar nu există spitalul ăla, sunt niște containere goale. Măi, oameni buni, e un material video. Am fost acolo, am văzut cu ochii mei. Eu vă spun așa, spitalul de la Lescan, proiectul spitalului la Lescan s-a născut din nevoia județului Neamț de a decongestiona spitalul județean, spitalul suport COVID din Piatra Neamț, de pacienții COVID, să-l putem reda bolnavilor cronici, de a scoate presiunea de pe Spitalul Municipal de Urgență din Roman și de a elibera aceste două spitale de pacienții cu COVID și să-i ducem în acest spital, care din punctul meu de vedere și nu al meu, uitați-vă pe înregistrări și declarații, au fost 8 manageri de spitale acolo. Și eu m-am uitat când am făcut turul ăla. Toți erau super impresionați, au spus, domnule, nu există în țara românească, și vă spun că nu există în țara românească, un spital mai modern și mai bine pus la punct ca acest spital. Gândiți-vă cât cinism, câtă ticăloșie trebuie să aibă acest guvern, că noi am inaugurat spitalul vinerea sau sâmbătă trecută, da? Parcă vineri? Vinerea trecută. Da. Suntem astăzi vineri din nou. Avem autorizație de funcționare de vineri, da? Vineri seara, în ziua respectivă, s-a dus Orban și cu Ministrul Sănătății la Iași. L-au chemat pe directorul Sănătății Publice din Iași, a dat cu el de toți pereții că de ce a dat autorizația de funcționare, că trebuia să o dea luni după alegeri. Și omul ăla i-a spus, domnule, cum să nu o dau? Spitalul ăsta are ce n-are nimeni în țara asta. Deci ca să vedeți cum o joacă politic, când oamenii noștri, când românii noștri, da, mor în spitale care n-au utilitate, gândiți-vă că acest spital are 103 paturi de terapie intensivă, dotat cu tot ce trebuie, cu ventilatoare, are în total 250 de paturi, are sală de operație, are sală de tratamente, are farmacie, laboratoare, domnule, tot, eu n-am văzut așa o dotare. Chiar vorbeam cu directoarea Spitalului de Boli Infecțioase din Iași și ziceam, domnule, diferență, păi zice, domnule, dacă aș avea în spitalul nostru de boli infecțioase așa ceva, aș fi cea mai fericită. Este. Și tu, guvernul României, ce faci? Vezi că urmează să intre pacienți? Trimiți controle de la Ministerul Sănătății. Stați, nu, corpul de control la guvernul. Stați să vedem, că nu știu ce. Că... Asta mi se pare o ticăloșie pe care nici nemțenii și nici cetățenii din Iași, pentru că spitalul a fost făcut în parteneriat cu Consiliul Județean Iași, nu ar trebui să ierte această ticăloșie. Ați fost cu ochii dumneavoastră, ăsta e motivul pentru care am invitat toată presa din județul Neamț să vadă adevărul. Și adevărul este că avem un spital la Iași COVID făcut de aceste, un spital modular făcut de aceste două județe, cum nu există în țară. Întrebarea este, și este o întrebare justă, în acest moment, după toate explicațiile astea, e funcțional? Intră pacienții? E funcțional 100% totul. Nu intră pacienții în el. De ce? Pentru că Ministrul Sănătății i-a spus managerului de spital să nu facă internări până luni. Când se termină, campania, ca să vedeți, aici spun, domnule, orice vrei să joci într-o campanie, domnule, nu poți să fii ticălos să te joci cu viețile oamenilor. Corect. Până acolo. Ne mai întreabă cineva. Îmi cer scuze, domnul profesor. Ce problemă? Povestea cu spitalul a deschis o grămadă de discuții pe internet și oamenii sunt în flăcări în momentul ăsta. Mai sunt câteva întrebări care... Ce se întâmplă cu toată echipa? Și COVID-ul ăsta nu o să dureze un milion de ani. La un moment dat, acest Doamne spital ajută. Își va pierde. Da. Își va pierde menirea, spitalul ăsta. Acest spital, haideți să vă spun ceva. Este singurul spital din România cu presiune negativă în saloane. Ce înseamnă presiune negativă?
că aerul este filtrat și introdus înăuntru la cu puritatea de 99,9%. Dacă atunci când a fost nenorocirea de la colectiv, de la colectiv, România ar fi avut acest spital, se salvau sute de vieți. Gândiți-vă așa, în România există două saloane la București cu presiune negativă și un salon cu un singur pat la Iași, în toată România, da? Iar noi avem 250 de paturi în saloane cu presiune negativă. Dumneavoastră, înțelegeți despre ce vorbim? Vorbim despre o investiție extrem, extrem de importantă, nu doar pentru județul Neamț și Iași, pentru români, pentru România, pentru că, Doamne ferește, mai ai o nenorocire care ai avut-o la colectiv, ai unde să-ți duci repede pacienții. Deci acest spital va continua să funcționeze va continua după ce se va termina cu COVID. Bineînțeles, bineînțeles. Asta ca să o lămurim, că ne-au întrebat oamenii, bă, vă dați seama că în momentul în care se va termina cu COVID, o să dispară echipamentele. Nu există. Așa. Spitalul ăla va continua să funcționeze, pentru că este un spital, fără să mă laud, așa cum nu există. Există trei în Europa, unul în Belgia, unul în Austria, dar de dimensiune mai mică, și ăsta de la Iași. Și ultima întrebare, și după aia ne promit că ne întoarcem pe planul local. Și eu vreau să continuăm ideea. Spuneți. Aud persoane care nu au fost la inaugurarea, la ce a fost, dar în folosință, inaugurare. Da, a fost o inaugurare și a fost, domnule, și o casă când ți-o faci. Dom'le, chem preotul să dea cu aghiazmă acolo, să sfințească, nu? Pentru că noi suntem un popor creștin, suntem un popor cu frica lui Dumnezeu, suntem oameni care ne ducem la biserică duminica și în ziua de sărbătoare, da? Așa e rânduiala noastră creștinească. Și așa am considerat că atunci, înainte de a intra pacienții acolo, trebuie să vină și preotul să facă acolo o slujbă de o aghiazmă ca lucrurile să fie așa cum trebuie creștinește. Eu personal am interacționat mult prea puțin. Eu personal nu sunt cu politica, nu simpatizez, sunt mulțumit atunci când lucrurile se fac. În schimb, sunt un mare simpatizant al faptelor reale. Bă, ce s-a întâmplat? Aia s-a întâmplat. Nu putem să-i dăm o altă formă. Dacă rotundul e rotund, nu putem spune că e pătrat. Corect. Și aud o anumite persoane care nu au fost de față, care spun că toată povestea cu inaugurarea a fost așa un fel de imagine politică pentru că nu s-au văzut medici. Și aș vrea să-i lămuriți. Dumneavoastră ați fost acolo, erați la un metru de mine. Și dumneavoastră ați fost. Când a venit rugămintea, suntem 18 cameramani, cu 18 reporteri, cu microfoane, cu trepiede. Haideți să facem o chestie, să mergem mai întâi cu... Vă rog! Asta a fost discuția, dacă puteți să-mi confirmați, ca să auzi de toată lumea. Ați văzut și dumneavoastră câți medici au fost acolo? Au fost majoritatea managerilor? Că nu se văd pe imagini. Păi medicii, asistenți, sunt eroi aia nevăzuți, care ne salvează pe noi, ne salvează viețe. Gândiți-vă, și vreau să le mulțumesc, chiar vreau să le mulțumesc, nu doar celor care vor lucra în acest spital, tuturor medicilor din țara asta, din județul ăsta, pentru că sunt eroii nevăzuți care ne salvează frații și părinții noștri. Medicii nu voiau să fie în lumina reflectoarelor. I-ați văzut dumneavoastră și am văzut cu toții. Toți au stat acolo, medici, asistenți, au venit, au făcut turul spitalului cu noi și au fost super, super încântați. Să acuzi că acolo n-au fost medicii este cel puțin reavoință. Medicii niciodată nu o să iasă în față, să știți. Oamenii aia vor sta în combinezoanele alea, cu măști pe față, cu toți vor munci câte 8, 10, 12 ore și ne vor salva pe noi și pe frații noștri. Sigur. Ăștia sunt eroii României din timpurile care le trăim. Să știți cum erau înainte militarii care steau în tranșee și mureau pentru noi. Astăzi eroii sunt medicii, asistenții și tot personalul care lucrează într-un spital sunt eroii noștri, care sunt pe baricade zi și noapte.
Și încheiem discuția despre Spitalul de la Lețcani, pentru că deja ne-am întins mult acolo, ca să-i lămuresc pe toți. Unul din stafful, o persoană din stafful dumneavoastră a venit și a făcut un apel către cadrele medicale să ne lase pe noi ca presă să mergem ca să ne prezinte atât domnul președinte Ionel Arsene, cât și președintele Consiliului Județean Iași, să ne prezinte tot spitalul, și am mers toți grămadă, medicii au stat undeva în spate și au venit mai târziu, au înțeles ideea ca să priceapă oamenii de ce nu s-au văzut cadre medicale în filmări. Pe pentru că am vrut ca dumneavoastră să duceți în casele oamenilor imaginile de acolo, să vadă și oamenii cum arată acest spital. Și ne întoarcem... Stop, acum vreau eu. Vă rog. Domnul președinte, am ascultat, știam, în discuție, ne-am stat de multe ori pe subiectul acesta, am ascultat cu atenție, mai ales mi-a plăcut curiozitatea realizatorului emisiunii. Deci știți cum se face un spital adevărat. Știți că să facem un spital, cum se face un spital, cum funcționează și cum să-l facem eficient. Perfect. Vă rog frumos să ne ajutați cu expertiza noastră, experiența care aveți, să facem două lucruri. Să aducem spitalul din Roman la un nivel cu dotări tehnice, pentru că oamenii sunt. Resursa umană este perfectă. Mai avem nevoie, dar la un nivel cu dotare tehnică, la de vârf, și să spuneți cum stăm cu Spitalul Județean de la Neamț, care vreți să-l faceți proiectul nostru acela măreț, pe care știu că, la care știu că țineți mod deosebit. Dar să începem întâi cu Roman. Nu că țin, o să încep invers, nu că țin. Muncesc de 3 ani la acest proiect, pentru că va fi primul spital județean de urgență din România, construit de pe iarbă verde, un spital modern de 50.000 de metri pătrați, da? Acum lucrăm la studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, pentru că avem în buget 20 de milioane de lei puși deoparte pentru treaba asta, bani pe care mi-a dat guvernul PSD al României, da, pentru nemțenii noștri, și voi construi în județul Neamț cel mai modern spital județean de urgență din România. Astea nu sunt vize, nu sunt proiecte în cap. Deja lucrăm la proiectul ăsta. Da? Deci... județul Neamț. Asta e, sincer vă spun sub cuvânt de onoare, asta e și unul din motivele pentru care am decis să mai continui un mandat. Pentru că am câteva proiecte pe care vreau să le implementez. Revenind la întrebarea domnului profesor, sigur că împreună putem să facem din Spitalul Municipal de Urgență din Roman unul din cele mai moderne spitale de urgență municipale din țară. Pentru că marele dumneavoastră avantaj și noroc e că aveți capital uman, exact, de foarte bună calitate. Exact. Aveți medici recunoscuți, nu doar aici. Eu vă spun ceva. A fost cineva la Iași să se opereze undeva și a zis, dumneavoastră, de ce ai venit? Pentru că ai un chirurg de excepție. De excepție la Roman. Dom'le, îmi crește inima când aud cum așa ceva, că în județul meu avem medici recunoscuți din centrele universitare, ne trimit oamenii să se opereze. Aveți medici foarte buni, asistenți, personal foarte bun. Domnul profesor Stan, dumneavoastră în calitate de primar trebuie să puneți manageri buni, pentru că managementul unei unități sanitare o face managerul. Absolut. Puteți să-i dați bani cât vreți. Uitați-vă acum, am dat bani la spital și stau banii nefolosiți. Știți cum este o vorbă? Peștele de la cap se pute. Da? Aveți obligația față de Romașcani să aduceți un management performant. Iar împreună, cu bani de la Consiliul Județean, asta vreau să spun, cu fonduri europene, cu fonduri guvernamentale, dacă guvernul actual va mai rămâne, dacă vine guvernul PSD, eu vă asigur pe dumneavoastră și pe Romașcani că vom finanța să facem din Spitalul Municipal din Roman unul din cele mai moderne spitale, cu bani de la noi cu toții și cu pricepere, pentru că e nevoie de pricepere. Absolut. Și de voință, da. Vom face ca aici, la Roman, să nu fie nevoie ca niciun romașcan și nici unul din zona metropolitană, niciun cetățean, să nu trebuiască să plece la Iași, chiar la Piatra Neam sau în altă parte, să aibă tot ce îi trebuie aici la dumneavoastră, pentru că aveți un spital de 600 și ceva de paturi, ceea ce nu e puțin lucru, și aveți un spital în care, v-am spus, personalul medical, medici, asistenți și toți cei care lucrează sunt de o înaltă ținută profesională.
Domnul președinte, deci noi la Roman, în afară de spitalul clădirea propriu-zisă, mai avem câteva facilități. În primul rând proiectul pe care domnul Micu l-a inițiat și noi îl vom continua, este acela al centrului imagistic, iar pentru cadre medicale de pregătire superioară și medii, avem în construcție un plan de a construi un bloc în zona Zlăvoi, un bloc cu locuințe, astfel încât să putem asigura stabilizarea personalului didactic în zonă. De acord cu dumneavoastră și pentru investiții cu blocuri și tot, dar credeți-mă, ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră, imediat după ce o să fiți primarul Romanului, sunt două chestiuni. Unu, să găsim soluții și am găsit deja soluții, dar trebuie să ne așezăm doar la masă. Să scădem prețul la apă, sigur, la utilități, la oameni, să scădem facturile oamenilor, după care să vă aplicați foarte mult spre spitalul din Roman, pentru că sănătatea oamenilor este extrem de importantă, iar accesul la servicii medicale de calitate trebuie să le aibă orice romașcan. Astea sunt două chestiuni cu care trebuie să începeți imediat. Sigur, după aia vin investiții, blocuri, ce vreți să faceți. Apropo de blocuri, am fost săptămâna trecută cu dumneavoastră, n-aș fi vrut să spun, dar haideți că o spun, pentru că am plecat extrem de trist de acolo. Am fost în zona grajdurilor, sau cum se zice, unde locuiesc oamenii aia. Eu n-am crezut sincer, că în România astăzi mai sunt oameni care locuiesc în astfel de condiții. Am discutat cu Lucian Micu și mi-a spus că are un proiect european în primăria Romanului, are un proiect european în analiză, să spun așa, la forurile europene, deși eu nu-mi dau seama ce Dumnezeu mai analizează, pentru că acolo este o urgență de grad zero. Fără discuții. Dar eu promit așa și le promit și oamenilor de acolo și romașcanilor, pentru că Dumnezeu trebuie să ne îndrume să facem lucrurile așa cum trebuie. Eu promit că dacă Romanul nu găsește soluții prin fonduri europene sau să construiască niște locuințe pentru oamenii aia, Consiliul Județean Neamț va iniția proiect și va construi pentru acei oameni de acolo. Am văzut că este teren acolo în zona aia. Sigur. Va construi niște locuințe sociale în care și acei oameni să poată să trăiască. Eu nu spun nu știu cum, domnule, să trăiască civilizat, să poată să-și crească copiii, să poată să-și trimită copiii la școală, pentru că sigur că un copil a comunității romilor, când ajunge la școală, e neavând baie, canal, nimic, sigur că nu poate să aibă aceeași condiții de igienă ca unde al nostru și copiii se uită mai altfel la ei. Diferența asta între copii și între accesul la civilizație, la educație, la sănătate, trebuie să dispară. Eu cred că veți reuși să faceți proiectul ăla, să scoateți oameni din sărăcia. Sigur, da. Dar dacă nu reușiți, eu mă angajez și vă spun că cu fonduri de la Consiliul Județean Neamț voi construi un cartier de case pentru așa oamenii. Ne gândeam și noi. Domnule președinte, deci hai să concluzionăm. Avem câteva proiecte la Roman, câteva lucruri care ne unesc în gânduri și vreau acum să asigur romașcanii de un fapt fundamental, și anume că noi vom reuși să facem toate lucrurile ce am promis în campania electorală, tocmai pentru că la ora actuală se prevede constituirea unei conduceri roșii, PSD la Neamț și la Roman, în beneficiu, în cazul nostru, a romașcanilor, și că împreună vom finaliza proiectele mari ale orașului, care este normal și logic, vor duce la creșterea gradului de bunăstare al localității. Oamenii romașcanii vor fi mai mulțumiți. Și eu vă mulțumesc că dumneavoastră, în calitate de președinte al Consiliului Județean, trebuie să spunem și adevărul și prieten de atâția ani. Vom avem lucruri comune, astfel încât vom stabili o comunicare să finalizăm aceste proiecte deosebite. Vă mulțumesc, domnule președinte, și de sprijinul pe care și vă asigur că veți fi mulțumiți și dumneavoastră, dar mai ales romașcanii de activitatea mea. Nu eu trebuie să fiu mulțumit, romașcanii care vă dau votul, pentru că, domnule profesor,
aveți o vârstă mai înaintată un pic, un pic. Experiență. Ca a mea. Dar vreau să vă spun așa, să nu uitați niciodată că promisiunea e mai rea ca datoria. Știu. Și niciodată să nu promiteți oamenilor mai mult decât puteți face. Promiteți atât cât știți că puteți face. Eu v-am urmărit și proiectul politic și administrativ pentru Roman. Știu că ceea ce ați spus acolo putem să facem, iar eu promit romașcanilor că vă voi sprijini. Vom avea un parteneriat, primăria Romanului, cu Consiliul Județean și vom face ceea ce am promis romașcanilor. Pentru că, așa cum am mai spus, vreau ca oamenii să vadă că suntem oameni serioși. Absolut. Că suntem oameni de cuvânt, că suntem oameni care am venit în niște funcții de administrație publică ca să facem treabă. Că altfel, dacă vii într-o demnitate publică să ai secretară, șofer și mașină, ceea ce s-a întâmplat la foarte mulți oameni și politici de administrație... Da. Nu vreau să comentez, dar noi știm adevărul. Pentru că am ajuns la final, din păcate, să ajungem și la finalul timpului. Vă rog, în 20 de secunde, 30 de secunde, mesajele dumneavoastră, că e ultima ediție în care apăreți în campania electorală actuală, o să mai fie una prin noiembrie, înțeleg, dar până atunci să ne axăm pe asta. Sigur. Vă rog, domnule profesor. Dragi romașcani, sunt un om dintre dumneavoastră, crescut în acest frumos oraș, educat aici și am ajuns la un grad de maturitate care îmi permite să pot da orașului din cunoașterea pe la care eu am ajuns. Sunt convins că mă veți vota, știu că mă veți vota și mă veți vota pentru că sunt un om dintre oameni, dintre romașcani, sunt romașcan și că știți foarte bine că tot ceea ce am făcut în viața asta am făcut ca un lucru serios, temeinic, dând dovadă de maturitate, iar acum maturitatea vârstei îmi permite să spun sunt un om de onoare, sunt un om de cuvânt și voi face tot ce se poate pentru binele romașcanilor. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați dat-o alegându-mă primarul municipiului Roman. Da, mesajul meu pentru romașcani, pentru locuitorii cetății Romanului și pentru nemțeni, dar fiind la Roman o să mă adresez în special romașcanilor, vreau să vă spun că am mare, mare încredere în domnul profesor Viorel Stan. Este un om serios, un om de cuvânt, un om care întotdeauna și-a respectat cuvântul dat. Iar eu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Neamț, vă promit că îl voi sprijini pe viitorul primar al Romanului, Viorel Stan, să implementeze toate proiectele pe care el le-a propus în această campanie comunității. Și mai mult decât atât, vom face împreună proiecte care vor ridica calitatea vieții în Roman și vor ridica nivelul de trai al populației. Iar eu, ca președinte al Consiliului Județean actual și cu voia dumneavoastră și viitor, voi face ceea ce am făcut 4 ani pentru județul Neamț, inclusiv la Roman. Voi încerca și sigur voi reuși să modernizez și să aduc bunăstare în tot județul. Pentru că mândria de a fi nemțean nu ne-o ia nimeni. Și eu vreau să fiu extrem de mândru că aici, la noi acasă, am putut să facem din Neamț un județ puternic, un județ cu care să ne mândrim cu toții. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doamne ajută. Doamnelor și domnilor, aici punem punct ediției de la această oră a emisiunii electorale Romașcanii Votează, alături de mine domnul președinte al Consiliului Județean Ionel Arsene și domnul profesor Viorel Stan, candidat pentru funcția de primar al municipiului Roman. Vă mulțumesc amândurora pentru prezență. Mult succes duminică. Mulțumim. Doamne ajută. Și poate ne vedem după ca să comentăm cum s-a desfășurat votul. Cu siguranță. Să vedem ce o să se întâmple. Doamne ajută. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune.